Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou gameplay. Astăzi o să jucăm un joculeț intitulat 63 de zile. Joculețul găsit pe Steam este undeva la 29 de euro. Despre joc, developerii ne spun că este un joc care se bazează pe sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Toată acțiunea pe care o avem în joc se dezvoltă în Polonia. Acțiunea de după cel de-al doilea război mondial, deci după 123 de ani de dominație asupra Poloniei, Polonia renaște. Și renaște cum? După al doilea război mondial, după ce este devastată, toată acțiunea fiind dezvoltată în orașul Varșovia, orașul Varșovia este distrus, iar un grup de tineri încearcă să își obțină independența și să se obțină libertatea. Cam asta știm despre joc și hai să vedem. I was born in 1927 in Free Poland, Warsaw. Ce ne spune jocul? I am the second son of Józef Borowski and Maria Niezaleski. My father served in the 10th Infantry Regiment from 1918 and then in the Border Protection Corps, Podole Brigade, shortly after. He was a soldier through and through. My mother, in her youth, was a dedicated independence activist. O mică introducere aici, un cinematic in the spirit of patriotism and genuine love the country our parents fought so hard to protect. Și despre povestea în sine. My brother, Antony, was a promising sportsman as a child. He did everything he could to get me into Boy Scouts. Otherwise, you'll die reading these books, youngster, he used to say. With the attack by Germany and Poland, my childhood ended. I was 13 at that time. Father was stationed with the Border Protection Corps in the East, so initially we weren't worried. We were much more worried when huge airplanes with black cross wings dropped bombs on our city. Poți să las un pic cinematicul ca să înțelegeți și voi cam despre ce e vorba în joculeț. There was talk on the radio about a joint non-aggression pact. But then I realized, for the Soviets, treaties and agreements never meant much of anything. We soon learned that father had been taken into Soviet captivity. Bro. We didn't understand, at the time, what that exactly meant. But we were glad he was alive. We later received a censored letter from him, but only once, in 1940. We haven't heard from him since. What came after were years of humiliation. The Germans treated us like animals. We were educated in Polish and we were doing secret classes. You could get yourself killed for helping them, but we still tried. They were our friends, after all. People disappeared without a trace. They were taken at night, or kidnapped in raids and driven off at gunpoint. One in four of my playground friends vanished. Like many lads our age, my brother and I became active in the underground resistance. We were so good at our assignments that we ended up working for KEDIV, the primary Polish sabotage unit. Povestea sună atât de interesant. I don't know who's going to read these memories. However, I want to describe our most important operation. We were with the Ocean unit at the time. Povestea e ce trebuie. Acum să vedem cum se dezvoltă și acțiunea. Iar de aici ne intrăm noi în acțiune, de aici începem să jucăm practic jocul. Și să vedem cam ce trebuie să facem aici. Cred că trebuie să ne infiltrăm aici, în baza asta militară. Bun, deci avem F1, F2. Deci practic astea doi sunt frații din poveste, da? Da, una din primele chestii care nu-i ce trebuie, se pare că acest control e un control văzut de sus, deci avem de face cu un joculeț MOBA. Și nu știu dacă va trebui să atacăm sau să te deplasăm cu ambii frați. Sau putem să facem doar, să mergem doar cu unul dintre ei. Bun, eu o să încerc să mă duc cu unul dintre ei doar. Ia să vedem aici, va trebui să mergem. If I can find a spot to climb over this wall, I could turn the guards' attention away from the gate. We can't leave these laborers. Ne vede, ne vede. We should secure safe passage for them. S-a scăpat, ok. O să venim până aici.
Mă, jocul are o poveste super faină, doar că ideea asta de joc văzut de sus pe mine nu mă încântă. Aș fi vrut să fii în pielea personajului, acel first person care să te să te ducă în ideea de a fi tu un personaj. Kill him. Dead. De aici va trebui să-i dăm la ăsta mare cuțit. Ok. Ne-am luat bisturiu înapoi. Și o să înaintăm până aici. Să urcăm aici. Și nu ne poate urca. Aaaa, ne-a omorât pe scară! Jesus, Marea Petersan! Hei! Și iar de la capăt, suntem aici la... bun, cum dracu urcăm noi aici? Asta e întrebarea, ia să mă uit un pic pe aici ce avem. Mamă, cât sunt aici, bă, băiatul! Cum putem noi să... Ia să venim aici în colț, să vedem, ne mai vede careva? What? Și practic am murit acolo de nu știu câte ori, de vreo 3-4 ori, m-a dat înapoi, nu mi-am dat un save ca lumea și de data asta va trebui să mergem direct de la capăt. Nu-mi place deloc ideea de gameplay, control de sus asupra caracterului, nu-i pe placul meu. Deși povestea jocului în sine este o poveste foarte interesantă, foarte faină, sună bine, dar se mișcă prost. Gameplay-ul făcut aiurea. Și practic acum suntem iarăși. Iarăși o luăm de la capăt, iar mergem să-l asasinăm pe ăsta. L-am asasinat, dar cam greu. Era să ne vadă ăștia. E gata, s-a dat alarma în sat. Și noi suntem cu mâna goală. Ce să faci cu Brișca, mă, când ăla are AK-ul, mă, ești nebun, mă. Iarăși plecăm să ne infiltrăm aici, încercăm să intrăm în pielea personajului. Nu-mi iese deloc acele mânărele acolo. Și acele combinații pe care tu trebuie să le faci. Ideea personajului de a-l vedea de sus nu-i pentru mine. Deci, hai să-i dăm la asta Shotokan. Cică, va trebui să ne ducem aici. Here. What the hell, man? Ce spanac e ăsta, mă? În continuu mor aici. Și-a mai băgat o fisă și-a mai încercat odată și-a mai venit în cotură aici. Aici unde trebuie să-l atacăm pe Shutoper. Așa. I-am dat ordin să vină să-i bage. Și-o gahara ou în gât. Și acum, practic, vrem să ne extragem brișcanul din el. Și în același fel... Jesus Christ, man. Aici am zice să vin aici. Dar aici ce trebuie să fac, mă? O să vin aici și o să încerc să-i dau, de data asta, să-i dau comandă să pună pe burt aici. Ca să nu-l vadă ăia. Oooo! Nice! He he, boy! Și nici pe burtă, mă! Bum! Iară mi-o dat-o în cap. Extraordinar, mă! Atât de prost de făcut pe partea de control,
Jesus! Suntem din nou pe burtă după această minunată mașină. Pe burtă, don't move! Și nu știu ce înseamnă treaba asta. Trebuie să urc în turn. Oare acesta îl pot strivi? No! Agite Vigom! Și din nou ne-a omorât pe acea scară. Deosebit, de deosebit, de deosebit. Atât am stat aici pe burtă încât a crescut iarba pe mine și n-am reușit nici de cum să fac vreo mișcare artistică de altfel. O să încercăm aici, pur și simplu, să dăm brișcă la acest minunat om. I-am dat, dar și noi am luat mare grenadă. Deci nu pe ăla trebuie să-l omorâm. O să facem o diversiune de data asta. O să trântim o piatră. Pum! O piatră. Și noi, în timpul ăsta, fâși. Până el se uită după bolovan, noi urcăm sus, în divan. Iar de aici... aparent urcăm de data asta. Am uitat să scot brișca, să o zvârl direct în Barzedov. Și acum că tăi știm ce trebuie să facem, nu facem altceva decât să aruncăm mare polovan aici, așa la Gogu, și să urcăm sus după, sau nu, hai să facem o altă abordare. Deci la Gogu aruncăm mare pietroi aici și la ăsta sus îi dăm mare brișcă, topora. Deci, Gogule, ia vezi ceva acolo. Bum. Noi ne urcăm aici și dăm la ăsta mare. Stai așa, că nu putem să-i dăm mare. Va trebui să stăm cu clicul pe el în momentul când am urcat să-i și dăm în grumaz. Bă, dă cu brișca de înapoi! Aha! Jesus, coniac, n-a vrut! Încercăm pentru ultima dată să învingem dușmanul prin aruncarea bolovanului și al cuțitului după cap. Deci, avem așa. Un bolovan de aruncat aici pentru Gogu. Vezi? Boing! Space de data aceasta. Urcăm sus. Și pregătiți. Pregătiți. De data asta l-am... What? Ce mă? M-a sacrificat nu știu ce iarăși. Cineva m-a văzut. Cea mai faină parte a jocului e pur și simplu lansarea pietrei peste mașină în colegul care stă la colț. Da, asta îmi place extraordinar de mult. Bun. S-a făcut the best. E, acum, cică, ne putem duce... Pur și simplu m-am îmbrăcat pe H. Nu! Nu urca! Acum. Și din nou mort! Bă, n-am înțeles de câte ori trebuie să mor aici până urc o scară. Încă o dată îi dăm mare bolovan la cenușărea sa. Îmi place lansarea asta de bombă. Zici că e făcută extraordinar pentru mine. Da. Și din nou în cap. Mort. Ăsta a fost joculețul. Pentru mine n-aș da banii. 29 de euro pe el. Nu merită banii ăștia. E un joc care trebuie să ai o răbdare extraordinară. Și cred că se joacă mai bine pe alte controlere decât calculator. Nu pot să-mi dau seama. Povestea în sine a jocului, poveste frumoasă, dar controlul asupra jocului, vederea de sus și mânuirea, să zic așa, personajului cu vederea de sus, pentru mine nu e ceea ce trebuie. Deci, dragi prieteni, ăsta a fost 63 de zile. Mulțumesc producătorilor pentru că mi-au oferit și mie cheiul pentru a putea să joc sau cel puțin să încerc să joc acest joc. Frumoasă poveste, dar pentru mine gameplay-ul de nejucat. Eu am fost Cristi Gamerzone, vă salut, toate cele bune! Oh, my God.